Salut și bine v-am găsit pe acest canal. Astăzi vă voi învăța cum să faceți un joc în Unity, pentru că în ultima perioadă a devenit din ce în ce mai ușor să faceți un joc în Unity și despre și veți vedea despre ce o să fie vorba. În primul rând, haideți să intrăm pe net ca să descărcăm Unity-ul. Dați pe unity.com, dați pe Get Started și veți alege opțiunea de individual, asta dacă nu aveți o companie, bineînțeles. Veți da pe individual, personal free și dați pe Get Started. Aici aveți două opțiuni, bineînțeles, dacă vreți să vă învețe cei de la Unity cum să porniți programul, ce să faceți, puteți să dați pe First Time Users, dar vă voi învăța eu aceste chestii, așa că vom da pe Returning Users. Aici aveți bifa această căsuță, puteți să citiți și asta dacă vreți, și veți da Download Unity Hub. Și descărcarea va începe în scurt timp. Eu nu o să-l mai instalez deoarece l-am deja instalat. Și chiar l-am și pornit. Așa că, haideți să vedem. Și o să vă arăt despre ce este vorba. O să vă ceară să vă logați pe un cont. După aia veți intra la preferințe, la License Management și veți da pe Activate New License. După aia veți da pe săgeata asta și mergeți pe Learn. Și aici, bineînțeles că aveți o multitudine de tutoriale. Voi încerca să parcurg câteva din ele pe acest canal. Și bineînțeles, voi veni și cu propriul meu tutorial de la zero, cum să faceți un joc, pentru că cel puțin eu prefer mai mult varianta asta. Dar veți da pe FPS Microgame, cel puțin pe asta o să parcurgem noi în episodul de astăzi, l-am descărcat deja, dar veți da install și o să vă apară aici Open Project cu gri și o să vă ceară să instalați Unity 2018.4. Îi veți da pe open, nu știu cum se numea opțiunea, dar vă va trimite aici. Și voi veți da accept, bineînțeles, o să fie ceva de genul ăsta, să vă arăt. Să zicem că instalăm ăsta și o să fie ceva de genul. Și voi veți lăsa așa cum este bifatel, by default. Și da, după ce s-a instalat, o să mergeți iar aici și o să vă apară Open Project. Așa că hai să dăm Open Project. Bun. După ce a terminat de importat Unity-ul, tot ce avea de importat el, vă va apărea această fereastră. Vom da pe Get Started pentru a urmări tutorialul. Deci întâi o să dăm pe Playtest. Și o să vă arate exact ce trebuie să faceți. Trebuie să apăsați aici ca să puteți intra în joc. Bineînțeles că va porni jocul. Și ca să ieșim din play mode, putem să apăsăm escape și să apăsăm pe acest buton. Aici ne va învăța cum să edităm jucătorul. Și ne va învăța să-i edităm gravitația. O să-i pun o gravitație de 40 și vom da next. Și acum când îi dăm play mode, vom putea sări mult mai sus. Ah, nu, e fix pe invers. Adică are mai multă gravitație jucătorul. Și bine zis că putem mușca și pe acesta. Acum vom ieși din nou. Și primul tutorial este gata. Acum îi vom da pe al doilea tutorial. La save. Și hai să dăm start. Next. Și vom selecta mânuța ca să ne putem mișca prin scenă, dar eu zic să folosesc click dreapta și W asta, e mult mai simplu. Îi vom da din nou Next și ținând tasta Alt și Left click putem să ne uităm prin scenă, dar v-am zis, e mult mai simplu click dreapta W asta. Next, puteți să dăm rotiță, dar e mult mai simplu W asta. Și hai să vedem cum putem face o cameră. Avem aici câteva prefaburi preincluse de cei de la Unity. Îl vom trage pe primul în scenă și îl vom potrivi, bineînțeles, cu acest tool. Puteți să selectați uneltele cu Q, W, E, R, T și Y ca să vă fie mult mai simplu.
decât să mergeți aici. Și bineînțeles vom poziționa pe axa X, Z și Y în scenă. Dacă ați făcut vreo greșeală, să zicem ups, puteți să dați Ctrl Z, bineînțeles, evident. Și haideți să poziționăm camera asta, să fie în continuare acestei camere. Bineînțeles, putem intra în camera pe aia. Buguri. Putem intra în camera pe aici. Și arată destul de bine camera. Hai să dăm next. Și bineînțeles, acum că tot am pus o altă cameră, inamicii noștri, mă rog, entitățile din joc, au nevoie de niște instrucțiuni pentru a le arăta pe unde să meargă, pentru că ei nu pot să vadă pe unde să meargă, ci doar au o hartă, mă rog, au un spațiu marcat cu albastru pe unde ei pot merge. Și noi trebuie să-l reconstruim, așa că îi vom da bake. Și după cum puteți vedea, s-a reconstruit spațiul albastru pe unde aceștia pot merge. Hai să dăm next și am terminat și al doilea tutorial. Hai să mergem la tutorialul cu numărul 3, vom da save din nou. Și hai să dăm start. Vom selecta podeaua și bineînțeles putem să modificăm culoarea, să o facem ce culoare vrem noi. Eu voi face o culoare mai roșie pentru a se potrivi cu scena. Și putem să edităm și a doua culoare, cred, nu ne lasă. Dar o putem edita și pe a doua, tot aici. O să vă învăț eu cum să puneți materiale mai avansate mai târziu pe acest video. Și acum ne va învăța cum să adăugăm și inamici. Pentru că tot am construit o altă cameră, vom adăuga încă un inamic în acea cameră. Haideți să-l selectăm, să-l punem în scenă. Și îl putem poziționa cum vrem noi. Să zicem că îl punem în acest colț și mai punem încă unul tot în acest colț. Mă rog, nu ne lasă momentan. Și am ajuns la tutorialul Build and Share, dar nu îl voi parcurge pe acesta pentru că ăsta ar fi finalul. Așa că hai să mergem din nou la Prefabs, Enemies, să mai punem un hoverbot aici. Îl rotim cum vrem noi. Și acum, dacă îi vom da play, bineînțeles, dacă vreți să nu vă chiorâți în această fereastră micuță, puteți să faceți spațiu, să zicem că închidem tutorialul, îi dăm click dreapta, close tab, ok, și vom redimensiona această fereastră. Și când îi vom da play, vom vrea să fie full screen, așa că îi vom da maximize on play și îi vom da play. Și acesta este jocul pe care tocmai l-ați customizat dumneavoastră. Puteți să omorâm acest inamic. Și acești doi inamici ne vor observa și vor veni spre noi. Bineînțeles, ei vor putea să vadă pe unde vor merge și nu vor trece prin pereți. Și bineînțeles că putem să mergem aici. Putem să împușcăm. Și jocul nu s-a terminat încă. Pentru că mai avem încă un inamic aici, pe care va trebui să-l omorâm. Acesta este bossul final, cum s-ar spune. Și bineînțeles că avem viață și pe aici, o să vă învăț cum să puneți viață. L-a omorât și acesta a fost jocul, însă noi îl vom customiza și mai mult. De exemplu, să zicem că vrem să mai punem niște arme. O să dau la pickups, să zicem că mai punem viață aici. Să zicem că punem și un shotgun pentru jucător și un jetpack. Acum când îi vom da play, putem să ne ducem rapid către shotgun, selectăm shotgun-ul cu rotița și putem omorâ inamicul ăsta mult mai ușor. La fel și ceilalți doi, îi putem omorâ. Bineînțeles că avem jetpack și putem zbura cu dublu space și avem și fall damage by default. Putem omorâ asta și bineînțeles că am adăugat și mai multe. Acum ce vă mai pot arăta, jocul arată cam plictisitor,
după culori, bine, cel puțin pentru unii dintre voi. Așa că vă voi arăta cum să-l faceți să arată mai interesant. Vom merge la Window, Package Manager, pentru a adăuga postproducție. În principal, postproducția nu este preinclusă în proiectul din Unity pe care tocmai l-am creat, așa că va trebui să mergem aici și să căutăm Post Processing și dăm Install. Ok, după ce s-a instalat, o să vă arate ceva de genul up-to-date. Vom închide această fereastră și vom merge la Player. Vom apăsa pe această săgeată și vom selecta Main Camera. În Main Camera vom vrea să adăugăm Post Processing Layer, sau mă rog, Post Process Layer. Și ca să meargă Post Processing, o să trească să selectăm aici la Layer Everything. Ignorați dacă vă ce să nu selectăm Everything, pentru că va selecta și celelalte layer-uri și o să fie neoptimizat. Diferența de frame-uri nu e mare, am încercat eu cam de FPS, două FPS-uri, nu se merită, stați sortați toate layer-urile. Dar dacă chiar aveți nevoie de performanță, puteți să mergeți la Layers, Edit Layers, dați la Layers și puteți să creați un nou layer numit Post Processing cu 2DS. Mă rog, puteți să-l numiți cum vreți voi, dar l-am numit Post Processing să fie mai organizat. Și îl puteți selecta de aici, Nothing, și Post Processing. Și la Anti-Aliasing, veți selecta ce fel de Anti-Aliasing vreți voi. Fast Approximate e cam cel mai ușor de folosit Anti-Aliasing și mi se pare că e și cel mai optimizat. Însă vă recomand Temporal. Mi se pare că e cel mai bun Temporal. Și acum haideți să ne ocupăm de postproducție. La Create vom merge la 3D Object și Post Process Volume. Hai să mergem în scenă și ne-a creat un Post Processing Volume. Îi vom da pe Is Global ca să nu afecteze doar o anumită zonă, deși dacă vreți să afecteze doar camera asta, postproducția, să faceți o postproducție mai, să zicem, mai dramatică în camera cu boss-ul, puteți să faceți chestia asta cu dezactivați Is Global și redimensionați acest cub cum doriți dumneavoastră. Vom da pe Is Global și aici vom da pe New. Ne va crea un nou Post Processing Volume pe care văd că mi l-a băgat direct în Main Scene Profiles. În fine, irelevant. Și vom selecta acest profil și aici începe magia. Vom vrea să selectăm Post Processing de aici ca să ne arate postproducția în timp real și în scenă. Dar vă recomand să mergeți aici, în viewport-ul ăsta. Hai să dăm Add Effect și vom începe să adăugăm efecte. Prima și prima dată vom adăuga Ambient Occlusion și aici puteți selectați ce doriți dumneavoastră să editați. O vom da pe Intensity și bineînțeles că am greșit ceva. Ce tot zice, nu vrea. A, pentru că n-am selectat Post Processing Volume-ul, să fie Post Processing. Și acum, dacă edităm Intensity, tot nu vrea. Dificultăți tehnice. În fine, am zis, e bucuită chestia, puteți dați pe default și Everything și ar trebui să afecteze. Modificați intensitatea cum doriți dumneavoastră. Voi lăsa pe un aproape de 0.5, așa. Mergem la Unity din nou și hai să adăugăm Bloom. Bloom este un efect, cum zic eu, de strălucire, să zic așa. Însă nu vă recomand să-l suprafolosiți, pentru că da, poate genera efecte destul de urâte. Voi da un 5 aici și la Diffusion puteți selectați cât de tare să fie afectate și celelalte părți ale scenei. Voi lăsa la un punct.
8.9, să zic așa, dacă nu 9. Oh, hai să fie 9. Și intensitatea o să o las pe 5. Veți vedea de ce. Următorul efect va fi Chromatic Aberration. Chromatic Aberration mi se pare cam cel mai frumos efect, cel mai interesant, pentru că dacă îi dăm pe Intensity, veți vedea cum se distorsionează imaginea. De exemplu, dacă mergem la sigla asta și ne uităm în colțuri, vedeți cum se distorsionează imaginea. Însă nu vreți să suprafolosiți, vă zic eu din experiență. Așa că vom da pe 1.1. Și da, arată destul de bine. Mă rog, nu se vede, dar o să arate destul de bine. Următorul efect va fi color grading. Acest efect este baza culorilor din jocul vostru. Să zicem că ne uităm la cerul ăsta și hai să facem puțin color grading. Îi vom da pe mode și vă recomand să selectați Aces. E cel mai mișto, să zic pe termen așa. Pentru că e contrastant în primul și în primul rând și în al doilea și în al doilea rând arată mișto. Bineînțeles, trebuie să vă jucați cu luminozitatea. O să-l pun pe 1.1. Și trebuie să jucăm și cu temperatura, dacă jocul doriți să aibă culori calde sau culori reci. O să-l las pe culori calde, pentru că asta e tema jocului. Și aici putem să ne jucăm și cu alte valori ale culorilor. De exemplu, dacă mergem în scena asta și vrem ca umbrele să fie albastre, trebuie să jucăm valorile astea. Mă rog, nu înțeleg de ce nu vrea. În fine. Nu, gata, mi-am dat seama. Mă lasem după color grading-ul din Blender, dar da, puteți să editați culorile, să faceți contrast mai interesant al jocului. Și să faceți să arate cum doriți. Eu să las ceva, nu, ceva în genul. Deja jocul arată puțin mai bine. Dar hai să mai adăugăm efecte. Vom adăuga grain. Grain este un efect de purici, să zic mai pe românește. Pentru că dacă îi vom da intensitatea, da, observați. Și bineînțeles, să ne jucăm cu dimensiunea puricilor. Vă recomand să-l dați pe Z, cel mai mic. Și să mergeți la colored, să debifați la Luminous. Practic, dacă vreți ca puricii să nu apară la lumină, puteți să-l dați la maxim. Dacă vreți să apară la lumină, îl dați așa. Eu o să-l dau la maxim. Și intensitatea depinde de cât de mulți purici doriți în scenă. Voi da pe 1.5. Bineînțeles, nu o să observați pentru că obiez și pentru că compresie. Dar hai să dăm în continuare al efect și vom da Lens Distortion ca să vă arăt și ce face asta. Dacă ne jucăm cu intensitatea, puteți să faceți efecte de genul. De exemplu, dacă vreți să simulați un televizor cu tub, puteți să-i dați așa. Bineînțeles, nu o să fie afectat HUD-ul, Head-Up Display, dacă nu știți. Și na, e un efect mai așa, mai de televizor. Dar puteți să mergeți și pe cealaltă extremă. Faceți un efect de genul. Dacă vreți ca perspectiva jocului să se schimbe. Eu o să merg pe efectul acesta, pentru că arată mai bine, din punctul meu de vedere. Următorul efect, Motion Blur. Motion Blur bănesc că știe toată lumea ce înseamnă. Puteți să ne jucăm cu intensitatea Motion Blur-ului de aici
și cu calitatea acestuia. Să las pe un 8 cu 360. Mă rog, dacă există prea mult nou șambră, puteți să-l micșorați. E absolut nicio problemă. Însă eu așa prefer cu mult nou șambră, pentru că evidențiază acțiunea din joc. Și puteți să adăugați și o vinietă. Vinieta ce face? Veți observa imediat. Întunecă colțurile ecranului și veți dori să adăugați o vinietă pentru că adaugă mai mult realism în jocul lui. Bineînțeles, puteți schimba și culoarea dacă vreți să fie roșu, de exemplu când nu mai aveți viață și puteți anima cu scripturi, adică puteți anima din script când se fac așa, când nu mai are viață. Dar eu voi lăsa pe negru. Practic, în script pentru cunoscători sus folosiți post-processing și băgați profilul. O să fac un tutorial și pentru chestia asta mai încolo, cum să, adică mai încolo, peste ceva timp, cum să animați post-producția din scripturi. Sau cum să controlați post-producția din scripturi pentru atunci când veți vrea să faceți un meniu de setări și să zicem că vreți să dezactiveți, să poată lumea să dezactiveze bloom-ul, să zic. Dar da, rounded dacă vreți să fie sub formă de sferă și smoothness depinde cât de smooth doriți să fie. Eu o să o las ceva de genul. Înțeles, arată mai realistic puțin. Și cam astea sunt toate efectele. Nu am vrut să includ depth of field pentru că nu este automatizat și este mai mult pentru poze sau pentru scene fixe. De exemplu, când vreți ca fundalul să fie blurat sau ca obiectele din față să fie blurate. Dar puteți să ne jucăm puțin să vă arăt cam ce poate face. Focal distance putem să-l micșorăm. Și, mă rog, e confusing, trebuie să vă jucați cu setările dacă nu știți ce faceți. Focal length, după cum puteți observa, strânge area de focalizare a imaginii și apertura la fel. Dar voi șterge efectul pentru că nu avem nevoie. Și haideți să-i dăm un play să vedem cum arată scena acum post-producție. Din punctul meu de vedere arată mult mai bine. Însă, puteți observa că arma nu este afectată absolut deloc de post-producție. La modul că nu există motion blur, nu există bloom în părțile acestea ale armei și este un motiv destul de evident pe care îl voi argumenta în cele ce urmează. Sub main camera dați din nou pe săgeata asta și aveți weapon camera, încă o cameră la care veți dori să dați add component și din nou post-processing layer. Bineînțeles că va jetini jocul destul de mult, adică va avea mai puține FPS-uri. La layer dăm din nou pe everything și anti-aliasing. Bineînțeles că arată destul de ciudat, dar dacă îi dăm play, cred eu că nu o să mai arate. Ba da, tot arată. Deoarece există două postproducții care afectează scena. Și de aceea, dacă vreți, puteți dați la Bloom BP5, Color Grading la temperatură să dați pe 15. Mă rog, să înjumătățiți efectele. De exemplu, aici. Să afecteze mai puțin scena. Voi încerca să fac exact asta. Și cred că atâta. Toate că jocul are acum o scenă mai, să zic, mai roz. Dar nu stau să modific chiar valorile. Și acum puteți observa că există bloom și pe partea aceasta a armei. Și am promis că vă explic. Arma stă în fața jucătorului. Dacă îi vom da pe pauză și vom merge în scenă, puteți observa că arma, de fapt, stă în fața jucătorului. Și jucătorul, când intră într-un perete, să zic așa, normal, arma ar fi intrat în perete. Însă,
o cameră a armei, face ca arma să aibă, să zic, propriul ei public, adică propria ei cameră. Cameră care nu varanda și pereții și ce mai e prin scenă, ci doar camera. Și camera aceasta a armei este suprapusă peste camera principală. Pentru că dacă vom dezactiva weapon camera, să zicem că dezactivăm și dăm din nou pe play, noi nu mai avem armă, ci avem doar efecte. Pentru că acea cameră randează doar arma, mă rog, procesează doar arma, așa că o vom activa din nou. Și, după cum puteți vedea, avem din nou armă. Și efectul ăsta este util pentru că dacă am fi folosit doar o singură cameră și pentru armă și pentru environment, atunci când am fi intrat într-un perete, arma ar fi trecut prin perete și s-ar fi văzut foarte urât, adică arma ar fi fost tăiată în două, să zicem, pentru că intra în perete. În fine, acum ne vom juca puțin cu noile efecte băgate. Unde merge să-i omorâi pe aceștia? Ok. Vom lua viață și vom merge să omorâm bossul. Care se află aici? Voi încerca să-l omor și după vă voi arăta cum să schimbați texturile. Și cum să modificați și chestiile astea. Întâi să vă arăt cum să modificați chestiile astea. Mă rog, obiectivele. Vom merge la Objective Kill Enemies. Și ăsta e mesajul pe care îl va arăta la început. Să zicem că adăugăm o poveste în spatele jocului, să zicem The Space Ship has crashed. Eliminate. Și acum când îi vom da play, vă va arăta acest mesaj. Mă rog, puteți să adăugați ce mesaj doriți dumneavoastră, dar vă voi arăta și cum să editați mesajul din colțul acela. Acesta este obiectivul. Și să zicem că, zicem, eliminate two enemies. Adică că va trebui să omoare doar doi inamici. Și ca să facem asta, trebuie să debriefăm Must kill all enemies și să specificăm câți inamici să omoare. Să zicem că 2 inamici. Dacă îi vom da play, ne va arăta Eliminate 2 enemies, dacă îi vom da și zoom puțin. Și hai să distrugem 2 inamici, unul din 2 acolo și mai distrugem încă unul. Și all objectives completed. Doar cu doi inamici. Bun. Acum, hai să vă arăt cum să modificați texturile de pe jos. Podeaua. Da, nu știam că erau câte de mai multe podele, dar în fine. Hai să zicem că vom crea propria noastră podea. Îi dăm pe create 3D object plane și vom așeza acest plane în scenă. Vom dezactiva mesh collider pentru că deja avem collider pe podea. Și vom adăuga podeaua aici. Vom da 000 și vom trage acest plane în camera cu jucătorul. Vom trage acest plane puțin la suprafață și îl vom redimensiona. Și vom crea un nou material în scenă. Create material pe care vom numi floor. Și îl vom trage aici. Și acum vom avea nevoie de texturi pentru acest material. Vă recomand câteva site-uri pe care găsiți texturi gratuite. Primul este cc0textures.com. Dacă nu uit, le voi lăsa în descriere. Și al doilea este 3dtextures.me. Vom merge pe cc0textures și vom căuta, să zicem, metal. Și
Eu căuta o textură de metal. Eu zic că textura asta arată cel mai bine. Și vom selecta dimensiunea texturii. Unity suportă până la 8K rezoluție. Noi vom selecta 2K pentru tutorialul ăsta. Nu voi selecta mult. Și vă va deschide o arhivă cu toate texturile. Vom trage pe desktop. Pentru că, nu știu din ce motive, WinRAR-ul nu poate să tragă fișiere direct în Unity. Dar vom avea nevoie doar de aceste patru. Roughness-ul încă nu este inclus în Unity, așa că îl vom da deoparte și vom lua doar Base Color, Normal, Metalness și Displacement și le vom trage în scenă. Așteptăm ca Unity-ul să le importe în scenă. Bineînțeles, nu vă așteptați să arate materialul exact ca acesta, pentru că sunt randate special ca să arate bine. Și vom trage Base Color. Vom selecta materialul și vom trage Base Color în Albedo. Și deja vedeți că avem o textură pe jos. Vom trage Metalness-ul. Puteți să blocați fereastra că atunci când selectați alte elemente, puteți să o blocați cu acest lacăt. Vom selecta Displacement-ul și îl vom trage în height map. Displacement-ul sunt imperfecțiunile din podea pe care doriți să le evidențiați, după cum puteți vedea. Bineînțeles, Unity 1 a implementat chestia asta chiar atât de bine, așa că nu vă recomand să folosiți prea mult displacement. Următoarea este Metalness, pe care o vom trage în Metallic. Practic, ce va face asta? Va adăuga textura cu luciul pentru acest material. Bineînțeles, acum nu arată chiar atât de bine pentru că, dacă nu mă înșel, dacă merg în Rendering Lighting Settings, exact, trebuie să-i dați pe Auto Generate și da, acum arată mult mai bine. Și are și reflexii chiar. Mă rog, nu chiar minunate, dar puteți să-i dați așa. Și va avea niște reflexii mai așa, mai subtle. Deja se mișcă greu inspectorul, pentru că da, totul era baked ca să nu stea Unity-ul să calculeze lumina în timp real. Dar, în fine, următoarea textură este Normal Map-ul, pe care o vom trage aici. Normal Map-ul ajută din nou la imperfecțiuni, pentru că, bineînțeles, o să vă arate aici cu Fix Now, dați pe Fix Now, pentru că Unity vrea să știe că acesta este Normal Map și așa că trebuie să-l, bineînțeles, trebuie să deblocăm asta, trebuie să-l marcăm ca Normal Map. Și da, Normal Map-ul ce face? Fără Normal Map, cu Normal Map, evidențiază imperfecțiunile. Vom lăsa pe 1, pentru că arată cel mai bine. Și vom merge din nou în joc și vom da play. Acum avem noua podea, care, bineînțeles, nu arată bine din cauza postproducției. Dar hai să remediem asta cu postproducția, pentru că deja arată oribil. Ca să facem asta, dăm la color grading și dăm click dreapta pe aceste valori, ca să le resetăm. Bineînțeles, puteți să vă jucați cu temperatura din nou. O să o lăsăm pe 29, așa cum a fost acum. Și am resetat color grading-ul. Mă rog, o parte din el cum arată altfel. Și bineînțeles că avem și reflexii în podea. Și robotul acesta a venit pe noi. Și cam asta am vrut eu să parcurg în acest tutorial. Bineînțeles că avem și fall damage. Atât am vrut eu să parcurg în acest tutorial. Câteva chestii așa de final. Puteți să mai adăugați și alte chestii, pentru că nu sunteți limitați numai la ce v-a arătat în tutorial. Puteți, de exemplu, să adăugați la level ramps.
Stai să vă arăt ceva mai... Ok, să zicem că adăugăm aceste scări în colțul camerei. Puteți să le adăugați în colțul camerei, bineînțeles. Și aici să zicem că, nu știu, vom pune weapons launcherul ăsta. De fapt, nu cred. Nu. Nu. Tot la pickup trebuie să-l găsim launcher. Pentru că nu are scripturile și toate cele. Dar la pickup sunt toate cele. Și putem să mergem acum. Și bineînțeles să luăm launcherul. Și îl putem folosi. O chestie pe care aș mai vrea să o mai fac. Hai să modificăm și textura pereților. Să căutăm, nu știu, wood. Hai să facem pereți din lemn. Pentru că, da, fix pereți din lemn sunt pe nivelul ăsta acum. Cu lavă și cu toate cele. Hai să descărcăm această variantă de 2K. Dăm open direct. Bineînțeles, puteți da save dacă vreți să salvați, dar nu. Nu o să mai extragem roughness-ul, o să extragem doar aceste texturi. Le tragem pe desktop. Și acum le tragem din nou în Unity. În root folder, sau cum se numește assets aici, adică folderul în care se află toate folderele. Vom aștepta ca Unity-ul să dea import la toate elementele. Și de ce nu v-am arătat asta de la început? Cum să modificați? Pentru că implementarea celor de la Unity, a tutorialului ăstuia, e destul de proprietară, să zic. Adică la modul că, da, un perete are două materiale, pentru că ei vor să customizați cum doriți voi, dar nu au adăugat și pereți cu un singur material. În fine, vom reseta culoarea la amândouă. Și vom face la fel la amândouă. Vom adăuga albedo. O dată aici și o dată aici. Bineînțeles, haideți să blocăm din nou acest panou. Ca atunci când selectăm alte texturi să nu dispară. Ambient occlusion. Vom dori să-l tragem în occlusion. Și dacă dăm zoom mai atent, puteți observa. De fapt, nu cred că... Ah, puteți observa efectul. Practic adaugă umbre în crăpături. Bineînțeles, puteți observa unul lângă altul, ce fel adaugă. Hai să adăugăm și la celălalt ambient occlusion. Occlusion. După aia adăugăm displacement-ul la height map. Din nou, lăsat așa cum a lăsat-o Unity-ul. Metalness-ul la metallic. La fel și în partea cealaltă. Și după aia în urmă map-ul, la care vom da fix neo, bineînțeles. Și în urmă map-ul și în partea cealaltă. Și acum avem pereți din lemn. Bineînțeles, nu e cel mai bun design într-un joc pe care l-am făcut acum, dar am vrut să fac o demonstrație. Cum puteți modifica și texturile la podea, e la fel și la podea. Bineînțeles, acum avem pereți din lemn care arată, zic eu, destul de decent. Și vom merge să-i omorăm și pe aceștia. Ok. Și zic eu că acesta a fost tutorial. Bineînțeles, dacă vreți să-i dați export, puteți dați la File, Build Settings, și build. Dați pe desktop. Să zicem că un folder pe desktop numit FPS Shooter. Dăm select folder.
și Unity va începe automat să construiască jocul. Bineînțeles, ca să nu închid tutorialul, o să vă arăt. Adică o să tai partea asta cât construiește Unity-ul jocul. Și după o să vă arăt la final cum arată rezultatul. Ok, după ce Unity-ul a terminat de făcut tot ce avea el de făcut, va da aceste asseturi, mă rog, asseturi, fișiere, care practic sunt jocul vostru pe care îl puteți publica pe orice platformă doriți voi. Mă rog, n-am încercat încă pe Unity, dar puteți să puneți pe GameJolt, itch.io și ce platforme mai sunt de jocuri indie. Da, urmează un mic gameplay cu jocul. Thank you.